Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul general al companiei sociologice IMAS, domnul Doru Petruți. Domnule director, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara! Domn Petruți, acum o săptămână și un piculeț, dumneavoastră, așa cum o faceți aproape, cum o faceți de obicei, lansați un studiu sociologic, ce să mai aude pe plaiul nostru mioritic. Doar că noutatea a fost cu totul altă decât de obicei, și anume că studiul a fost prezentat despre Moldova de la București. Pur și simplu v-a fost lene să veniți la o sală de conferință din Chișinău și de asta l-ați prezentat de la București? Sau altul a fost motivul? În primul rând, eram pregătit și pentru etapa asta, odată cu vremurile astea, să prezentăm studiile sociologice neaflându-ne în Republica Moldova. E o etapă pentru care ne-am pregătit și nu cred că e o întâmplare. De altfel, înaintea noastră, o altă companie sociologică a prezentat tot un sondaj sociopolitic, tot cu comanditar din România, și l-a prezentat tot de la București. Am ajuns și noi în aceeași situație, să avem un comanditar nou din România, cu care sperăm, cu Independent News, cu care sperăm să mergem pe parcursul întregului an, dacă nu se va interveni și dacă o să se oprească presiunile la care suntem supuși, nu de ieri, de azi, deja sunt trei ani și ceva. Înainte de fiecare, nu e o noutate, înainte de fiecare sondaj, presiunile asupra mea și asupra companiei au fost considerabile. De fiecare dată repertoriul s-a schimbat, s-a modificat. Mesajul meu e în continuare același. Eu și compania nu ne schimbăm meseria. Suntem de peste 20 de ani în Republica Moldova și eu tare vreau să cred că vom supraviețui și acestor vremuri. Așa cum am trecut și peste vremuri cu domnul Voronin, cu domnul Filat, cu domnul Plahodniuc, cu domnul Dodon. Sperăm să trecem și vremurile astea, chiar dacă probabil sunt mai complicate și mai presante pentru noi. La nici 3 ore după prezentarea sondajului nostru, unul dintre partenerii pe care îi avem ne-a sunat și a reziliat un contract de câteva zeci de mii de euro. Contract aflat în derulare de aproape o lună de zile, contract care mergea foarte bine. Ni s-a explicat cine din factorii politici au intervenit, cine a executat sarcina. Și aici lucrurile mi se par destul de grave, pentru că dacă am ajuns ca exponenții societății civile să dea dovadă deja fără perdea și fără menajamente de asemenea nivel de corupție și de trafic de influență, tocmai persoane care, după părerea mea, societatea civilă, tocmai asta ar fi unul din rolurile ei, să ne apere de abuzurile puterii și nu invers. Am luat act, s-a ajuns și la această etapă și la această formă de presiune. O tratăm foarte profi, o tratăm ca o reziliere de contract. Sigur, sunt clauze, se vor plăti penalități și ne vedem de treabă mai departe ca și până acum. De altfel, ponderea studiilor sociopolitice nu depășește 10-15% din ceea ce noi facem. Dar e un alt semnal de diversificare a instrumentelor de presiune. Un alt lucru la care, poate cel mai serios lucru la care vreau să atrag atenția, ține de frica și teama oamenilor. Deja trebuie să spunem lucrul ăsta public. Noi îl vedem de altfel de o perioadă bună de timp. Eu vreau să rog pe această cale toți oamenii care ne urmăresc, îi rog și îi îndemn să participe la studiile sociologice. Ele sunt confidențiale, sunt anonime, așa cum au văzut.
orice sondaj, nu se dau nume, nimeni nu-i caută după aceea. Înțelegem prin ce trece populația, înțelegem în primul rând prin ce trecem noi, dar înțelegem și populația ce dificultăți are. O parte a electoratului e în mod clar, are o teamă, o angoasă, o frică, ca să nu spunem teroare. E vorba mai ales de cei care nu simpatizează partidul aflat la guvernare și sigur că asta ne creează dificultăți din punct de vedere metodologic, faptul că trebuie să vizităm mai multe gospodării pentru a completa același număr de chestionare. Oamenii se tem, eu îi îndemn să nu se teamă, pentru că, cel puțin în privința studiilor sociologice, e singura modalitate prin care putem afla care e situația reală din țară, să nu se teamă să participe nici la focus grupuri, nici la sondaje de opinie, chiar dacă sunt pe temă politică, indiferent de compania care realizează sondajul, îi îndemn să participe și îi asigur că nu o să fie niciodată scurgeri de date și nimeni n-o să spună numele cuiva. Întotdeauna prelucrăm doar din punct de vedere statistic rezultatele sondajelor. Astea sunt noutățile legate de atmosferă și legate de prima întrebare. Eu m-am bucurat să văd că la București există un interes atât de mare, atât de ridicat față de cifrele prezentate. Am rămas plăcut, surprins să văd agenții de presă străine care ne-au solicitat raportul în limba engleză, instituții foarte prestigioase de presă ca Euronews, alte canale de știri din România care au preluat sondajul, l-au citit, care ne-au adresat întrebări. Cred că a fost și o măsură bună și din perspectiva asta ca situația reală din Republica Moldova să se cunoască ceva mai bine, nu doar din întâlnirile politicienilor. Oho. Domn Petruțe, da, de ce guvernarea de la Chișinău s-a arătat deranjată de studiile dumneavoastră, ori PASO și doamna președinte Maia Sandu oricum sunt pe primele poziții la toate capitolele, sau aproape? Eu nu i-aș trata ca subiect separat. Nu e prima oară când o putere politică sau un partid sau un lider sau așa mai departe își arată nemulțumiri sau nervozitate legate de cifrele de sondaj. Eu înțeleg că pentru cei aflați acum la putere ar fi mult mai convenabil să nu circule niciun sondaj sociopolitic și ei să continue să facă tot ce doresc și cum doresc domniile lor. Eu am rămas foarte surprins de prezentarea sondajului, inclusiv ARI, recent publicat și care e mult mai negativ ca cifre și ca situații față de evaluările făcute de compania pe care o conduc. Chiar am rămas surprins pentru că până acum, cel puțin, ARI-ul favoriza grosolan, aș putea spune, PAS și Maia Sandu, iar de data aceasta au dat drumul la niște estimări foarte, foarte dure, foarte negative. Pe clasamentul cu politicienii, chiar doamna președintă Maia Sandu figurând pe locul 5, foarte surprinzător, sub Ilan Șor chiar. Iar asta chiar a fost o premieră sociologică. Sigur că nu-s ușor, bănuiesc, de digerat astfel de cifre, de ce aflați la putere, dar ele reflectă realitatea. De data aceasta, între sondaje, sunt diferențe foarte, foarte mici legat de ratingurile partidelor și politicienilor. Tensiunea sigur că crește pentru că suntem pe an electoral și miza alegerilor prezidențiale e foarte importantă. Iar sondajele, sigur, fiecare din ele au o componentă ce ține și de, și de alegerile prezidențiale. Mă gândesc că sunt teme precum și cele legate de agenda, de activitatea guvernului, legate de justiție, dezăpezire și altele, mă rog, sunt teme care probabil
nu știu, deranjează într-o anumită măsură. Ca să înțelegem pe cei de sus, sondajele astea de opinie, cele corecte, ele influențează cumva percepția generală a alegătorului? Iată, dacă, de exemplu, noi vom auzi de acum încolo, luând în calcul aceste presiuni, până în ziua prezidențială vom auzi doamna Maia Sandu câștigă din primul tur, doamna Sandu câștigă din primul tur, doamna Sandu câștigă, 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 câștigă. Populația va percepe ideea asta ca una generală și imbatabilă? O să vă răspund la întrebarea asta tot cu un exemplu legat de sondaje. Înainte de alegerile locale, sondajele la care se făceau anumite intervenții arătau pasul la 47-49%. Pe teritoriul Republicii Moldova. Procent chiar mai mare decât scorul obținut de PAS la alegerile parlamentare precedente. Deci, concluzia era că PAS-ul nici n-a scăzut deloc, dar ba mai mult și-a îmbunătățit un pic situația pe teritoriul Republicii Moldova. Și au venit alegerile locale. Iar rezultatul de acolo n-a fost nici de cum cel din așa zisele sondaje controlate de actuala putere. Așadar, poți să-i spui omului că orice vrei, că partidul nu știu care va câștiga alegerile cu 80% și așa mai departe. Oamenii au treburile lor și sondajele ar putea influența în condițiile în care oamenii ar avea încredere în ele și ar ști ce e acest lucru. Marea, din păcate, marea majoritate a populației nu are încredere în sondaje. Nici dumneavoastră nu puteți fi influențat de ceva în care din start nu aveți încredere. Așa că nu acolo e impactul sondajelor. Da, sondajele au un impact asupra unor cercuri. De analiști, de jurnaliști, de staff-uri de partide, de comunitate internațională, adică ele se citesc și se analizează, sigur, mult mai riguros decât se face într-o prezentare publică generală. Se analizează aceste date, se fac scenarii, se fac modelări de date și tot felul de lucruri destul de complicate pentru publicul general. Adică au trecut vremurile alea când puteam să mințim poporul cu televizor? Poporul se minte în continuare, doar 10% cred mesajele guvernării, așa că și în general, încrederea în adevărul spus de guverne e foarte scăzută la nivel mondial, nu doar în Republica Moldova. La noi este foarte scăzută, dar poporul, n-aș folosi neapărat termenul de a minți, dar el se direcționează, se coordonează și lucrul ăsta se face mai ales prin intermediul mass media. Până se schimbă puterea de la Chișinău, dumneavoastră aveți compania pe care o conduceți, va mai efectua sondaj pe teritoriul Republicii Moldova, dacă veți avea comanditari, bineînțeles. Absolut. Și lucrul ăsta îl facem cu aceeași, îl vom face cu aceeași frecvență cu care am făcut-o și în anii trecuți. Adică la fiecare 2-3 luni vom avea o măsurare pe care sper să ajungem și să reușim să o facem publică. Așa. Sondajul dumneavoastră, ca de obicei, prima întrebare încotro merg lucrurile. Poporul nostru vreodată a zis că mergem în direcție corectă? A fost la un moment dat alegerile 2009-2010, dacă vă puteți întoarce așa de mult timp, a fost un alt val de emoție în care pur și simplu balanța s-a echilibrat. Numărul celor care au spus că mergem în direcție bună și versus direcție rea s-a egalizat. Adică după picarea comuniștilor. Da, s-a mai egalizat încă la un val de alegeri, dar în general, după alegeri, discrepanța asta, cum merge graficul, direcția bună, direcția proastă, de obicei se cască și groapa asta se lărgește. Cresc ceva speranțe de fiecare dată când ne apropiem de an electoral, iar după alegeri, după primele una, două, trei luni, din nou lucrurile încep să o ia spre polul mai degrabă negativ. Trist în peisajul ăsta e de fapt lucru că sunt două tipuri de electorat. Unul care în proporții covârșitoare de peste 80-90% consideră că lucrurile merg în direcție bună,
Și acesta este electoratul care simpatizează partidul aflat la guvernare, în speță PAS, și restul lumii, unde sunt de 10 ori mai puțin sau chiar și mai și cei care consideră că direcția e bună. Adică avem peste 80% votanți PAS care spun că direcția e bună și sub 10% de la electoratul celorlalte partide care spun că direcția e bună. La fel se împart lucrurile și ce țin de nivelul de trai. Și asta e un paradox al cumva pentru cineva care nu cunoaște realitățile de aici, vine și citește un sondaj și vede variații atât de mari când vorbim de segmentele sociodemografice în Moldova, nu prea înțelege. Păi, dar și ăia, și alegătorul ăla, și ăla trăiește în aceeași țară. Cum poți să perceapă lucrurile atât de diferit? Și când vine vorba de vectorul geopolitic, și când vine vorba de, în general, unde ne îndreptăm, și legat de modul în care trăim. Unii au impresia că trăiesc mult mai bine, deși în frigiderul lor e tot la fel, sau bate vântul la fel de mult ca și acum 2 ani, 3 ani, 5 ani sau 10 ani în urmă. Adică atât de mult ne influențează pe noi preferințele politice? Absolut. Și ele se schimbă. Cel mai interesant în 2020, când PSRM-ul a trecut la guvernare, electoratul care a fost cel mai sărac a devenit dintr-o dată cu percepții, se schimbă, cum să zic, în secunde se schimbă percepția asta. Dintr-o dată, electoratul cel mai îmbătrânit, cu veniturile cele mai mici, a devenit cel mai pozitiv sub aspectul modului în care percep viața în Moldova, direcția în care merg lucrurile, nivelul de trai și așa mai departe. Deși, la modul real, lucrurile s-au schimbat doar din punct de vedere politic. Eu am câteva întrebări din sondajul dumneavoastră cu privire la subiecte sociale, economice, dar până atunci. Există vreun sondaj pe care îl realizați și în urma căruia sunt câteva curiozități care sau vă șochează, dar poate nu chiar șochează, dar vă uimesc destul de mult. Iată ultimul sondaj. Au fost anumite rezultate, nu contează care capitol, care atunci când ați văzut, ați zis, wow, asta ce-i? Da, nu se întâmplă foarte des, dar uneori, periodic, se întâmplă astfel de șocuri chiar și pentru noi. Și pentru mine personal, ca cercetător. După 2 ani de război, eu nu mă așteptam să avem aproape 40% din cetățenii Republicii Moldova care să și-l dorească pe Vladimir Putin, președinte al Federației Ruse. Acest lucru, trebuie să recunosc că m-a surprins. Da, sigur, mă așteptam la câteva, nu știu, 10, 15, 20%, n-aș fi crezut că e mai mult. Și întreg modulul acela de întrebări legate de suportul acordat Ucrainei și așa mai departe, el de fapt în 2 ani de zile lucrurile, percepțiile merg nu acolo unde ne-am dorit, ba mai mult, se egalizează responsabilitățile care se pun în dreptul Rusiei, Ucrainei, NATO, SUA, Uniunea Europeană. Așa că, bun, e un material de studiu sociologic, dar încă o dată asta spune foarte mult despre structura populației de aici și trebuie să ne fie foarte clar că lucrurile astea se întâmplă în condițiile în care aici se interzic televiziuni pe bandă rulantă. Da, în condițiile în care partide, lideri și așa mai departe sunt scoși în afara legii și multe alte. Deci cu toate lucrurile astea, iată că schimbarea pe care unii cred că se poate produce așa, peste noapte, eu încă o dată ca sociolog vă spun că astea sunt lucruri ce țin de valori, de structuri sociale foarte profunde, de lucruri foarte profunde și care se schimbă în termen de generații, dacă nu faci lucrurile corect. Dar un motiv ar putea fi și oboseala populației, ori 9 de 2 ani se spune că noi trăim prost din cauza războiului, doar din acest motiv. Sigur că există o cauzalitate reală generată de războiul din Ucraina și impactul nu doar asupra Republicii Moldova,
Dar utilizarea în mod excesiv acestui tip de explicații, sigur, îi scade credibilitatea. Mm-hmm. Nu poți la nesfârșit să invoci ceva și în timp oamenii gândesc lucrurile prin comparație. Bun, în regulă, hai, 3 luni, 6 luni, un an, vă credem cu chestiunea respectivă. În condițiile în care facem cumpărături din Ucraina, cumpărăm mâncare de acolo, ei aflându-se în război, încep să înțelegi că ceva nu e în regulă. În condițiile în care guvernul României ia tot felul de măsuri să protejeze populația, aici gazul ajunge la un preț de 6,3 ori mai mare. Adică ai o inflație aproape cea mai mare, doar Turcia mi se pare că ne-a depășit în 2022-2023 ca inflație. Da, unul dintre cele mai mari șocuri pentru noi în ultimii ani a fost acest preț al gazelor naturale. De asta s-a acordat această întrebare sau câteva întrebări legate de acest preț al gazelor. Acolo, dacă nu greșesc, cu oamenii chiar dădeau de înțeles sau spuneau pe șleau că sunt interese ascunse ale celor care stabilesc prețul de guvernare. Media îmi pare că e vreo 80%. Da, e și nu-i nimic, nicio acțiune din parte. Deci percepția asta este de câțiva ani deja, de ceva timp. Și nu de fiecare dată ne la televizor și ne spunem, nu e adevărat, totul e corect, război hibrid, totul este corect. Și 80% din populație spune că nu, voi n-aveți răbdare. Doar 10% îi cred cu acest mesaj de corectitudine și cu faptul că plătim un preț corect. În ciuda eforturilor pe care autoritățile le fac, tocmai ca să credibilizeze această arie, pe măsură asta, numărul celor care cred că sunt lucruri în neregulă acolo și care ar trebui cercetate de organele competente, el a crescut în permanență. Și, într-adevăr, acum sunt peste 80% care spun fie că prețul nu-i corect, fie că acolo sunt afaceri ilegale care îi îmbogățesc pe cei aflați la putere. E interesant acest efort al autorităților de a credibiliza anumite arii, în timp ce percepțiile le iau tot timpul în direcția inversă. La fel se întâmplă și cu licitațiile astea legate de aeroport. Acolo e 55%, da, cel puțin. Pe măsură ce guvernanții tot încearcă să credibilizeze procese de felul ăsta, de licitații, de așa mai departe, în aceeași măsură crește foarte mult ponderea celor care spun că aeroportul trebuie să rămână la stat, să fie administrat de stat. Iată că, ba mai mult, am văzut și acele incidente care au avut loc pe aeroport și tot procesul ăsta de a te strădui atât de mult în condițiile în care, vedeți, indiferent cât, cum să zic, indiferent câtă mass media controlezi, indiferent ce povești inventezi și așa mai departe, oamenii au simțurile lor și până la urmă ei sunt de cele mai multe ori foarte aproape de realitate. Dar guvernarea, știind și având acces la așa date, de ce nu efectuează măcar un control cu privire la aceste licitații ca să satisfacă mulțimea, dacă pot să spun așa, zic, băi băieți, iată, stimat popor, verificăm ce cu aeroportul ăsta nostru. Iată, e corect. Nimic, toți sunt numiți șarlatani. Sfidarea de câțiva ani e pe față. Adică, cum? Și legat de licitația respectivă. S-a depus acel caiet de sarcini. Cum ne așteptăm noi ca lucrul ăsta să fie rezolvat? Și în contextul ăsta și în climatul acesta, ce credibilitate avem noi ca țară să-ți vină investitori serioși? Totul e cusut cu ața albă și dincolo de asta, eu, dacă ne întoarcem un pic în urmă și ne uităm pe alte licitații legate de drumul spre Bumbăta și alte stații de autobuz, de așteptare și așa mai departe. Adică
Eu nu am, n-am văzut niciun proces, nici măcar pe partea de comunicare, dar nici nu cred că ei sunt foarte interesați de, de efectele respective. Ei sunt la putere și consideră că au un suport foarte mare din partea populației, cu toate că memoria asta de pește de acvariu văd că funcționează și la ei. Alegerile locale n-au fost cu atât de mult timp în urmă ca să, să tragi măcar niște învățăminte din, din treaba asta. Continuăm, vă rog frumos, domnule Petruse, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Petruse, un subiect care se discută de vreo 3 ani încoace. Reforma justiției. S-a abordat subiectul ăsta în ultimul studiu. Cum credeți că s-a schimbat situația în sistemul de justiție? S-a înrăutățit cu mult mai mult? S-a înrăutățit într-o oarecare măsură? A rămas la fel, aproape 70% aceste 3. De 3 ani nou mi se spune că se reformează. În acești 3 ani nouă mi se spune că sistemul leacă să opune, că au mai rămas niște bandiți, iată, cei care sunt fugari, influențează încă până în ziua de azi pe rețele de socializare. Pe de-o parte, i-au schimbat pe toți șefii la toate instituțiile de justiție, iar percepția generală cu 70% totul e prost. Da, e, e o temă la care, sincer, mă așteptam cumva să se redreseze actuala putere și chiar să producă niște puncte, având, practic, controlul sau având măcar instrumentele să, să ajungă să dețină controlul. Tema asta e o, e o dezamăgire, e o dezamăgire teribilă și vorbim despre o altă arie în care, dacă ne referim iar la concursuri și așa, pe tot ce s-a pus mâna pe partea asta, mai degrabă era mai bine să nu se facă nimic, pentru că nu contribuiai într-o asemenea măsură la decredibilizarea domeniului și nu decontai nici politic în asemenea măsură. Dar ei s-au apucat, au făcut lucrurile așa cum au considerat domniile lor și iată că nu numai licitațiile organizate cu un participant, dar și toate concursurile în general pentru funcțiile importante din stat, n-a fost nici măcar un concurs care să dea, cum să zic, senzația de transparență și prin care actuala guvernare să câștige puncte. Curios lucru e că la toate lucrurile astea s-au adăugat și percepțiile sunt influențate de astea, inclusiv de luptele lor interne, inclusiv pe tema justiției. Și atunci e părerea mea că totul ar trebui oprit și regândit ca formulă. Se mai adaugă și deciziile legate de domnul Stoianoglu și iată că avem un tablou pe partea de justiție foarte, foarte complicat la nivel de percepție. Și lucrurile la modul real arată de fapt și mai rău, pentru că cei care mai au cât de cât o părere pozitivă legată de justiție își exprimă de fapt o speranță și sunt votanți care sprijină PAS-ul. Nici ei nu cred în totalitate în ceea ce spun și ceea ce gândesc, mai degrabă e vorba de speranțe. Nu s-au îmbunătățit lucrurile nici pe tema corupției și iată că pe temele astea importante cu care și PAS-ul și doamna președinte au câștigat alegeri, sunt practic un eșec recunoscut chiar și de o parte dintre ei. Sigur, formulate sub forma unor nemulțumiri și a lucrurilor care mai trebuie făcute, gândite și așa mai departe, dar despre asta e vorba. Aici e un mare rateu și pe mine mă miră, nu, de fapt nu mă miră, dar constat, pur și simplu, cu tristețe, aș putea spune, legat de neimplicarea doamnei președinte pe niciuna din temele importante.
și probabil evoluțiile din sondajele publicate de acum au legătură și cu treaba asta, pentru că nu există niciun soi de claritate decât lozinci, lucruri foarte generale pe fiecare domeniu. Doamna președintă s-a specializat pe fuga legată de temele importante și nu o vedem cu nicio decizie. Da, o vedem cu tot felul de meciuri, cu jurnaliști care dânsa de la altitudinea ei își permite să spună tot felul. Ok, interesant, dar nu o vedem prezentă pe niciuna din temele importante de politică internă și pe parcursul mandatului, cel puțin în sondaje, ăsta a fost principalul și rămâne principalul reproș la peste 70, câteodată 75% dintre respondenți care spun că doamna președinte nu se implică pe problemele interne. Și în același sondaj, în modulul legat de alegerile prezidențiale, ați văzut că sunt peste 80% cei care spun că vor să fie discutate în campania asta electorală, vor să fie discutate lucruri ce țin de politica internă. Eu cred că cel mai tare va segmenta și va avea impact taman tema geopolitică, taman lucrurile de care oamenii nu neapărat vor să audă în acest moment. Ajungem la aceste prezențiare, dar încă o întrebare vă rog despre cele ce țin de justiție. Da, acum cifre nu, dar cu experiența dumneavoastră puteți prezice ceva măcar. Scandalul în jurul șefului comisiei Prevetting, începând de la audierea părinților unui judecător, domnul Ion Cârtoacă, până la investigația celor de la anticorupție.md. Dacă luna viitoare să admitem că efectuați un nou sondaj și iarăși aceleași întrebări, ceea ce s-a mai adăugat acum cu domnul Herman Von, cer scuze, nu mi-aduc aminte cum o cheam până la capăt, procentul ăsta de 70 de la justiție, percepție negativă, va ajunge și mai mult? Nu cred că saltul va fi spectaculos, pentru că populația și obosit și s-a clarificat pe tema justiției, dar asta e o altă temă pe care actuala guvernare o cară în spate. Nu prea înțeleg de ce, poate au constrângeri care vin din afară, dar e o temă care în orice țară civilizată s-ar fi rezolvat foarte rapid cu o demisie de onoare, cu o schimbare și cu eventual ceva vești bune și acțiuni pozitive pe care populația să-și poată reinvesti un pic încrederea legată de domeniul respectiv. Dar încă o dată, toate lucrurile astea se întâmplă cu oamenii și cu toată arhitectura pusă de cei care sunt acum la putere. Astea nu sunt acțiunile opoziției, nu sunt acțiunile nimănui. Astea ei singuri. Am văzut live-urile respective, înregistrările respective din audier, toată lumea le poate analiza. La asta s-a ajuns. Și justiția e o chestiune în care percepția contează foarte, foarte mult. Iar percepțiile se vor schimba foarte greu chiar și după ce o să se facă lucruri bune și normale. Pentru că ai văzut 100 de vești proaste și 100 de rateuri până în momentul respectiv și va fi foarte greu. Practic, eu cred că aici e unul din marile regrese pe care le înregistrează Republica Moldova. Și sigur că, nefiind de specialitate, oamenii simpli sau alții poate nu înțeleg amploarea, ce înseamnă să pierzi capital social, ce înseamnă să pierzi încrederea oamenilor în instituții, ce înseamnă tot jocul ăsta social. Efectele o să le vedem în timp, când o să ne străduim probabil 4, 5, 10 ani să recuperăm tot ce se distruge și tot ce se degradează în acest moment. Pentru că oricine, cu oricine discutați, nu o să vă spună un domeniu care înregistrează evoluții pozitive. Politica externă totul degradează, dar și pe politica externă sunt multe
sunt multe nuanțe, inclusiv în relația și situația cu Ucraina. Sunt multe nuanțe și relații ce țin de România și de cât de mult se implică și multe nuanțe ce țin de prestația celor care sunt aici, în Republica Moldova. Lucrurile nu sunt atât de simple nici pe politica externă, numai că, la nivel de percepție, sigur, oamenii văd niște etape parcurse, niște borne care de bine de rău s-au fixat. Cum s-au fixat, cum s-a organizat summit-ul, cine, cum, astea deja sunt ce decizii, astea deja sunt lucruri de culise. Domnul Petruț, iată, la întrebarea, după părerea dumneavoastră, de când doamna Sandu este șefa statului, lucrurile în țara noastră regresează, stagnează, stau pe loc. 65%. Dumneavoastră un piculeț, ați vorbit mai sus. Dar doamna președinte nu are astfel din puterniciri să se implice, nu? Da, și nu. Nu cred. Ea așa zice cel puțin, că asta e domeniul guvernului, asta e domeniul parlamentului. Da, dar dacă luăm lista de promisiuni și o să vedeți acolo 10 de lucruri promise, păi prerogativele președintelui, țin să vă aduc aminte că erau aceleași și în campanie electorală și după campanie electorală. Da. Și apoi nu cred că poți opri pe doamna președinte să se implice, să... Ea e, credeți-mă, e foarte implicată în foarte multe, în foarte multe procese, chiar dacă public asta nu se vede. Sigur, rezultatele mai mult sau mai puțin lipsesc, dar nu cred că e străină de procese importante. Numai că trebuiau să apară și rezultate. Întrebarea pe care ați citat-o e foarte importantă, la fel cu una care vizează și corelează cumva răspunsurile, una care vizează dacă doamna președintă Maia Sandu merită sau nu merită încă un mandat. Și lucrurile plus minus se împart tot așa. 38% spun că merită și 61% că nu merită un mandat. Eu vreau să atrag atenția asupra acestor două întrebări, pentru că ele sunt extrem de importante pe ecuația acum, când încă nu avem candidați ai opoziției și nu sunt anunțate nu știu ce nume și da, suntem într-o perioadă destul de light de pre-campanie prezidențială. E o problemă mare să pleci în cursă cu 60% care nu prea te vor sau chiar nu te vor ca președinte. Din momentul în care se lansează și ceilalți, s-ar putea ca procentul ăsta de fapt să crească, așa cum se întâmplă în orice campanie. Cine e la putere și intră într-o cursă electorală poate spera cel mult să-și mențină oarecum ratingul pe care a reușit să și-l crească sau, mă rog, să și-l mențină pe parcursul unui mandat. Evoluțiile într-o campanie electorală nu pot fi spectaculoase pentru cineva care a avut puterea, pentru că e vizat de critica a, nu știu, 5-10 alți candidați. Așa că punctul ăsta de start, înțeleg că și echipei și altor oameni apropiați de staff-ul respectiv creează anumite emoții și un curent așa rece pe la spate. El este real și ei îl știu, iar acest anti-vot sau vot de ură, vot împotrivă, din păcate, astea vor fi și trebuie să ne fie clar spre ce ne îndreptăm. Dacă nu vom face schimbări semnificative, puțin probabil, ne îndreptăm ca principalele motivații de vot să fie votul împotrivă și votul de ură. Iar așa cum doamna președintă a beneficiat de acest tip de vot pe cursa din 2020, acum nu ea va fi, nu domnia sa va fi beneficiarul unui astfel de mecanism. Mecanism care se cimentează și se sedimentează în fiecare zi de guvernare, în fiecare zi de administrare a puterii. Succesul politic, din păcate, în Republica Moldova e mult mai bine definit de acțiunile celorlalți decât ceea ce reușești să faci tu ca actor politic.
Așa că lucrurile se vor complica din punctul ăsta de vedere, pentru că eu cel puțin mă uit la indicatorii ăștia de campanie, ultimul lucru la care mă uit e ratingul și intențiile de vot. Sunt alte întrebări, precum cele două pe care le-ați citat, care mi se par foarte, foarte relevante. Da, există precizarea că cifrele la care facem trimitere se referă la teritoriul Republicii Moldova și că la asta se mai poate adăuga și diasporă și vot prin corespondență și referendum și alte șmecherii. Eu mă îndoiesc profund că în diasporă lucrurile stau așa cum, așa de pozitiv cum își imaginează unii și s-ar putea și de acolo să vină o surpriză urâtă, nu numai sub forma absenteismului. Domn Petrescu, nu vă supărați, eu totuși nu înțeleg acest anti-rating. Doamna președinte este lider la capitolul anti-rating, dar doamna președinte este lider în toate sondajele. Ea e cu prima șansă. Nu e un paradox? Nu e un paradox. Există un trib care o susține și un alt trib care o contestă. Tribul care o contestă a crescut exponențial în 3 ani și ceva de mandat. Iar cei care o susțin s-au tot comprimat și încearcă să-și apere tribul din care fac parte. Numai că acest trib al votanților, Maie Sandu și al PAS-ului, el, încă o dată, el figurează la astfel de cifre în condițiile în care aproape jumătate din votanții respectivi sunt pe picior de plecare. În condițiile în care ar avea o alternativă cât de cât rezonabilă, nu ar sta neapărat cu intențiile de vot acolo. Nemulțumirile lor pe toate temele ce țin de guvernare, inclusiv justiție, licitații, concursuri și așa mai departe, nemulțumirile inclusiv pe electoratul PAS și al doamnei președinte sunt mari. Numai că nu s-au dus pe parcursul acestor 3 ani cu opțiunile de vot spre nicio altă formațiune de dreapta sau centru-dreapta. De ce avem lipsă de alternativă pe dreapta ișchierului politic? O să dau un răspuns care cred că nu o să mă fac plăcut nici în partea aceea de politicieni. După părerea mea, există o linie foarte clară de demarcație. Și aș face o comparație cu momentul 2017-2018, când chiar aveam o opoziție care era prezentă în stradă, care fiecare temă muncea în fiecare zi. Actuala opoziție de dreapta preferă o politică așa, pe Facebook, o politică de salon, aș numi-o eu. Ea nu e disponibilă să iasă la luptă și nu e disponibilă să meargă lângă cetățean. Iar fără acest pas, eu nu văd cum orice construcții de 7, 4, 3 partide și așa mai departe. Nu? Am văzut foarte clar care era opțiunea de vot a doua după pas. Platforma, da, nu a crescut. N-a luat 30% din votanții pasului în acești ani. Chiar dacă oamenii spuneau, domnule, dacă ăștia nu, măcar ăștia l-ați. Ei bine, nu. Și suma părților de acolo și a calculelor, după părerea mea, e foarte simplu. Odată ce faci același lucru și obții același rezultat, trebuie să tragi învățăminte. Nu așa se construiește o alternativă, după părerea mea, și nu cred că, cel puțin așa cum stau lucrurile și la modul doar studiouri și Facebook, eu nu cred că acel bloc electoral va reuși să prindă pragul, oricât va fi el de susținut. Trebuie să schimbe și trebuie să meargă foarte aproape de oameni. În momentul ăsta, din nou, vorbim de o distanțare a politicului față de oameni și vorbim de cam toată aria politică. E drept, stânga dă de ceva vreme semne că reia
eu știu, discuțiile în teritoriu, că încearcă să se reorganizeze, că încearcă să-și stabilească un fel de candidat comun și așa mai departe. Poate lucrurile acolo sunt ceva mai bine, dar nici de cum spre ideal. Da, acolo tot e liniște. Deocamdată, de pe centru stânga, noi îl avem anunțat doar pe Renato Usată, Igor Dodon ezită să spună, dar clar, doamna Irina Vlahă nu vorbește clar, domnul Ion Chicu la fel, nu se știe nimic, domnul Ion Ceban, nu știu pe care parte s-a poziționat mai și chiar lui politic. Deci e cam liniște și în partea aia. Sau e totuși de vreme? Azi fiind luna... Nu e de vreme, ei sunt în urma calendarului politic și mai ales dacă se va ajunge la foarte probabil la formulă de a înainta un candidat comun, nu va fi simplu să parcurgi etapele necesare unei precampanii, să auzi un candidat care nu neapărat e foarte cunoscut, să-l auzi cum vorbește, să aștepți, să te convingă cu ceva argumente, să vezi platformă, să vezi cum se poziționează față de alți competitori, față de temele importante. Toate lucrurile astea necesită timp. Da, vor fi și alți candidați care se pregătesc ca și independenți, probabil, sau... Dar, încă o dată, toată lumea e în urmă. Dar la întrebarea cum evaluați activitatea, mai ați dat o listă întreagă și locul întâi, Ion Ceban, urmat de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Maia Sandu, Ilan Șor, Ion Chicu, Dorin Recean, Irina Vlah, Igor Grosu, Marina Tauber. Asta e top 10. Vladimir Voronin e cam modest în ultima vreme în activităților. Sau aici e vorba de percepția, de părerea generală despre... Din păcate, oricum am încercat noi să explicăm respondenților cum să facă această evaluare, acordând note de la 1 la 10. Din toată lista respectivă, domnul Voronin e evaluat nu neapărat pentru activitatea curentă. Ci pentru cea care a avut-o. Și pentru cea care a avut-o și, sigur, ăsta e un reflex social destul de prezent, mai ales în Moldova și nostalgie și așa mai departe, întotdeauna cei din urmă, știți cum, situația poate nu era așa rea ca acum. E un mecanism care îl ține pe domnul Voronin cam în toate sondajele, îl vedem în top 3 de obicei, chiar dacă activitatea lui nu e una fulminantă. Câteodată chiar și lipsește cu desăvârșire din poziționările publice. Evoluția interesantă acolo e faptul că, sigur, pe metodologia pe care noi o folosim cu acordarea de note ca la școală, în practic primii patru sunt toți pe plaja de 1%, 43, fiecare, cu o precizare că domnul Ceban pare că a ieșit un pic șifonat din primele luni de mandat, după dezăpezire, după situația cu acele alocații și proteste organizate de PAS. El are o cădere de rating importantă pe care noi am văzut-o și ca o modalitate de a reîntoarce anumite voturi către PAS pe teritoriul municipiului Chișinău. Odată ce tot dânsul i-a capitalizat în cursa de locale. Dar acolo jocul, adică meciul e în curs, e în desfășurare și nu m-ar mira să vedem din nou creșteri la domnul Ceban, pentru că de asta o să aibă de obicei grijă competitorii să-l crească. Așa se întâmplă. Dar Ilan Șor, omul apare din când în când pe Facebook, dar... Apare pe Facebook, dar vedeți că el s-a poziționat la extremă și are mesajele cele mai dure legate de Maia Sandu și legate de guvernare. Dar aici mi s-a părut interesant. În sondajul IMAS figurează Ilan Șor și apoi figurează Maia Sandu și apoi Ilan Șor și în sondajul AERAI invers. Ilan Șor are credibilitate ceva mai ridicată față de Maia Sandu. Interesant. Dar în continuare semnalul din acest top e că PAS-ul în continuare, după
după ce a făcut și schimbări și remanieri și așa mai departe, nu reușește să ducă nicio personalitate politică în afară de președinte să o ducă în top 5 sau în top 3. Și bun, toată au fost puterea. Vremuri când domnul Grosu nici măcar în top 10 nu era. Tot e un pas. Da, e și premierul undeva pe acolo, pe la mijloc, da. Apare și premierul și domnul Grosu. Dar, încă o dată, 10% sau 11% dau note bune actualului guvern. Ceea ce spune foarte multe. Te lupți în permanență cu la o percepție pozitivă vin alte nouă păreri mai degrabă negative. E un raport foarte greu de dus. Continuăm, vă rog, peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Petruțe, dar cifrele despre care am vorbit noi cu dumneavoastră înainte de publicitate acum, nu se pun cap în cap cu următoarele cifre prezidențiale, în varianta în care duminică avem alegeri? Cu cine votați? Doamna Sandu, 38, domnul Dodon, 27, domnul Ceban, 8, domnul Chicu, 7,5, domnul Renat Osată, 5,4. Deci, în piculeț, totul se inversează, nu? Nu neapărat. În primul rând, clasamentul ăsta trebuie luat mai degrabă ca fiind ceva orientativ, atâta timp cât nu știm care vor fi candidații. Și pe varianta în care opoziția de stânga va înainta un candidat, e foarte posibil ca doamna Maia Sandu nici măcar la turul întâi să nu fie pe locul întâi. Adică va conta foarte mult configurația listei. Clasamentul arată deocamdată așa, în condițiile în care voturile de pe centru și stânga se împart în foarte multe, părți. Înclin să cred că domnul Voronin, de exemplu, nu va candida, deși știu despre ambițiile dumnealui. Și voturile alea, mai mult ca sigur, nu vor merge spre actuala președintă. Voturile domnului Chicu, de asemenea, e o probabilitate extrem de scăzută ca ceva din votanții domnului Chicu să meargă către Maia Sandu. Și atunci raportul de forțe se poate schimba considerabil chiar și legat de primul tur, deși noi vedem în continuare numai sondaje care pe teritoriul Republicii Moldova o plasează pe doamna președintă pe locul întâi. Și lucrul acesta se poate schimba, dar asta depinde de decizia a 3-4 lideri de opoziție. Iar apoi, sigur, încă o dată, modelări de date și de situații se pot face pe diverse scenarii, dar în varianta în care Maia Sandu, dacă actuala președinte nu va câștiga nici primul tur, lucrurile se complică foarte și foarte, foarte mult. Pentru că nu vor mai fi suficiente vot prin corespondență, șmecherii, resurse administrative, cărat oameni și așa mai departe. Trebuie să ne aducem aminte că în 2020 emoția produsă la primul tur de diaspora a contribuit foarte mult la rezultatul final, chiar dacă pe teritoriul Republicii Moldova, la turul întâi, Maia Sandu a pierdut alegerile 36-32, dar diaspora a întors scorul respectiv chiar și pentru turul întâi. Acum situația nu e la fel și eu nu cred că e la fel nici în diaspora. Iar odată ce vii din spate, vii cu un candidat nou, e mult mai ușor să asociezi speranță, încredere și așa mai departe. O să fie vremuri destul de complicate pe ecuația asta politică. O să vedem și cui se va permite și cui nu îi se va permite să candideze. Asta va fi un alt aspect foarte important al rezultatelor. De asta, la acest capitol, cred că mai degrabă contează interpretările legate de un eventual tur 2 și în care se vede că doamna Sandu e undeva pe plaja 35-40%.
în sondajele noastre, în celelalte sondaje, deci undeva cam acolo e, e intervalul de variație și asta, atenție, în condițiile în care ceilalți candidați încă nu s-au anunțat și nu și-au anunțat platformele politice, da? Ideile sau ce își propun ei în campanie electorală. Deocamdată asistăm la o, cum să spun, la o discrepanță foarte mare între, ok, campania doamnei președinte ne e destul de clar despre ce va fi chiar și în acest moment. Ea nu poate aduce mari noutăți în această campanie. Pe când toți ceilalți care vin din spate și vin ca și contracandidați vor aduce noutăți, care sigur vor avea un anumit impact, poate nu neapărat mediatic, având în vedere situația din mass media, dar mesajele oricum vor ajunge într-o anumită măsură la electorat. Domnule Petruțe, dacă luăm toate datele de la ora actuală și facem un mic exercițiu de imaginație, să nu știm cine va fi contracandidatul cel mai puternic, Ceban, Dodon, Osată, Vlah, Chicu, Gonța, Petruțe, nu contează. Dacă alegerile vor fi cât de cât corecte, aproape de corectitudine, este clar că voturile, să zicem că Dodon ajunge în turul 2, e clar că voturile lui Ceban se duc spre Dodon, voturile lui Chicu spre Dodon, voturile lui Osată spre Dodon, voturile nu știu cui spre Dodon. Deci toate astea care le avem la ora actuală doar. Pentru dumneavoastră e clar că doamna Sandu pierde alegerile prezidențiale? Nu e clar lucrul ăsta. Și sunt formule care o avantajează într-o anumită măsură și formule care o dezavantajează. Dar dincolo de asta, dincolo de formulele respective, haideți să ne uităm câți contracandidați vor fi pe dreapta și câți pe stânga. Pentru că ăsta e un lucru care ține de administrarea puterii, ține de CEC. Măsurile de la CEC le-am văzut în această perioadă. Așa că mai întâi haideți să vedem raportul ăsta. Pentru că rapoartele de la alegeri deja văd că nu le mai ia nimeni în considerare, chiar dacă e vorba de instituții foarte prestigioase. Iar cât ține despre alegeri libere și corecte, 22% au considerat că alegerile locale au fost libere și corecte în totalitate. Așa că părerea mea e că luați-vă gândul de la așa ceva. Eu, în ăștia 3 ani, toți indicatorii ce țin de democrație și cenzură și așa mai departe, toate lucrurile astea au mers în jos. Vă așteptați ca alegerile prezidențiale să fie dintr-o dată mult mai corecte pe motiv că ce? Da, concluzia raportului o să cere cu privire la locale, care a fost? Păi, ați parcurs, o bănuiesc. Eu, da. Că aproape, cum să zic, mai n-au spus cu negru pe alb că alegerile au fost nedemocratice și că derapajele au fost considerabile. Și dincolo de raportul OSCE este deja decizia Curții Constituționale legate de scoaterea, de interzicerea celor 600 și ceva de membri ai Partidului Șor de a participa. A fost o decizie ilegală. Revenind la prezidențialele noastre, eu am observat în sondajul dumneavoastră că în Moldova noi avem doar 2 oameni care pot să o bată pe doamna Sandu în turul 2, Ion Ceban și Igor Dodon. Da, sunt 2 candidați care o pot pune în dificultate majoră, dar încă o dată, situațiile sunt foarte diferite. Domnul Dodon are un anumit CV politic cu anumite victorii și înfrângeri. Domnul Ceban vine de pe un cu totul alt traseu. Și încă o dată, astea sunt cifre în condițiile în care raportul dintre doamna președinte și toți ceilalți e foarte disproporționat. Noi nu știm ce platformă ar putea avea domnul Ceban, spre exemplu. Da, știm că a câștigat alegerile locale, știm că a bătut pasul inclusiv la Consiliu, știm că
are un fel de formațiune politică care nu-i clar ce și unde se poziționează și ce propune ea sau ce soluții, nu știm ce echipe și așa mai departe. Adică există o disproporție clară de know-how. Și cu toate astea, chiar dacă oamenii știu puține, o pun în dificultate pe doamna președinte pe o simulare de tur 2. De asta zic, mai sunt cel puțin 6 luni în care semnalele astea se pot lua foarte serios în considerare și lăsate la o parte poveștile pe care tovarășii ăștia de la Partidul Sfânt le spun pe în afară și celor din extern și așa mai departe. Inevitabil se apropie momentul decontului politic. Un prim decont a fost la alegerile locale. Urmează alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Toate vor însemna deconturi pentru partidul aflat la guvernare. Cât de dureroase sau nedureroase vor fi aceste deconturi? Deja depinde de ce acțiuni fac, cum se organizează și mai ales cum guvernează perioada până la alegeri. La întrebarea dacă mâine am avea alegeri parlamentare anticipate, pasul e pe primul loc. Din păcate, nu mi-aduc aminte cu cât. 39%. Da, cu tot cu indeciși. Da. Dar în cazul în care doamna președinte pierde aceste alegeri prezidențiale, ce se întâmplă cu acest scor pentru parlamentare? Eu cred că dacă se va ajunge în situația în care președinta Sandu va pierde turul 2, eu cred că se va pune foarte serios în discuție dacă partidul ăsta supraviețuiește unui ciclu electoral sau se sparge și... Pentru că, încă o dată, dacă ne uităm din 2010 încoace, nu a fost niciun partid care să... Cele care au guvernat, în general, s-au pulverizat după un ciclu. Ori au căzut foarte tare, ori chiar au dispărut, ori au trebuit să-și schimbe denumiri și așa mai departe. Pasul, deocamdată, are un trip de suporteri important și eu cred că cu o anumită conduită și cu anumite acțiuni, eu cred că 10-12% se pot aduce înapoi. Dar nu e nicio garanție și ba mai mult decât atât, nu se pot aduce înapoi făcând ceea ce fac ei în acești ani. Asta e clar. Sigur, e o întrebare ce vor face acești dezamăgiți, e o întrebare ce vor face dezamăgiții chiar care încă votează cu PAS și cu Maia Sandu, să-și calce pe inimă și o să meargă la vot sau o să stea acasă o parte dintre ei. Care e procentul dezamăgiților? Din votanții PAS, 40%. Deci, dacă luați 30%, vedeți că 35-40% au dezamăgiri mari de tot pe foarte multe domenii. E drept, n-au reperul de alternativă încă. Și atunci stai cu votul cât de cât acolo. Dar real, pasul e un partid de 15% în acest moment. Restul sunt elemente de conjunctură, sunt mecanisme decizionale ce țin de cât de slab e ceilalți sau ce au făcut ceilalți în urmă rău și așa mai departe. Dar nucleul lor de votanți e undeva 15%, ceea ce nu e mult în condițiile în care alte partide au nuclee de 5, 7, 8%. Da, dacă să ne referim strict la cifrele astea, PAS 39, în caz de parlamentare mâine, comuniștii plus socialiștii 29, șansa lui Șor 14, USAT-i 4,6, Chicu 4, deci USAT-i și Chicu la limită, pragul fiind de 5%, Da, ei tatonează cu pragul și în alte sondaje au avut mici fluctuații în funcție de gradul de activism a domnului Osati, de exemplu. Dar, sigur, acolo întrebarea e legată de partidul șansă și dacă va fi scos sau nu va fi scos în afara legii sau dacă va fi lăsat în campanie electorală, așa, pentru că acolo sunt procente importante.
procente importante care sigur că nu vor merge la pas. Asta voiam să vă întreb. Și unde merg ele în cazul... Circulația asta de votanți, vedeți că o vedem și acum, o ușoară creștere la Șor, o ușoară descreștere la BCS, o ușoară scădere la partidul nostru, dar și când partidul nostru își revine și crește, ia tot din acest bazin în care circulă opțiunile de vot. Partea proastă pentru PAS e că și-a sugrumat toți aliații și toți partenerii cu care putea comunica și cu care putea crea anumite trasee de circulație a votanților. Proiectul ăsta nu a reușit adică proiectele, că au fost mai multe încercări, astea nu au reușit și atunci tot ce poți face din punct de vedere strategic e ca la fiecare coborâre de rating să încerci să o solidifici și să devii mai agresiv și să respingi atacurile. Adică mare perspectivă în acest bloc de pe dreapta creat din patru formațiuni, mai să nu vedeți? Văd unele perspective, dar nu făcând ceea ce fac ei acum. Încă o dată, oamenii, în primul rând, ei nu-și cunosc votanții. Ei nu știu ce votanți vizează. Ei nu știu care sunt așteptările votanților care ar putea veni la acest bloc politic. Dar cele 40% dezamăgiți de PAS nu ar putea veni la acest bloc? Ba da, ar putea, dar trebuie să-i cunoști, trebuie să înțelegi pe ce limbă vorbesc ei, ce așteptări au, ce agenda au, ce conduită așteaptă de la tine ca și politician. Iar ei cu siguranță vă spun că nu așteaptă mesaje pe Facebook, adică nu doar asta. Dar referendumul ăsta pe care ne l-a anunțat doamna președinte, despre care nu știe totuși dacă îl vom avea sau nu îl vom avea, care va fi influența acestui plebiscit pentru candidatul numărul 1 al Dreptei, doamna președinte, și candidații care vin din spate, de pe centru stâng? E una din rețete care va aduce câteva procente, părerea mea e că insuficiente pentru a forța chiar și o victorie în primul tur. Și e o altă demonstrație de manual în care actuala putere în câteva săptămâni reușește să prăbușească ca percepție o temă. Adică tu pleci din start la drum cu mai multe percepții negative că acest lucru, în primul rând, e inutil. Da, în sondajul dumneavoastră 47% spun că e sondajul. Da, referendumul este inutil, 44% spun că util. Da, ba mai mult, chiar dacă tu comunici altceva, oamenii pun asta pe seama fricii că nu reușești să câștigi alegerile și că încerci să faci o șmecherie cu care să aduci voturi în plus. Încă o dată, dacă astfel de curente ar fi la 2-3%, n-ar fi o problemă. Dar în condițiile în care ai 30, 40 și aproape 50%, peste 58% acolo te sancționează pentru că faci lucrul ăsta în mod ostentativ și îl pui în aceeași zi cu alegerile prezidențiale turul întâi. Oamenii înțeleg foarte bine, adică da, e util, încă o dată, acolo calculele nu sunt așa simple de făcut, dar contează foarte mult climatul în care se întâmplă lucrurile astea, adică el o să te ajute sau nu o să te ajute. Ai o marjă peste votanții PAS-ului care o să ajute la demersul ăsta sau sub votanții PAS-ului sau Maesandu. Avem și încă o dată, asta se întâmplă în condițiile în care pozițiile celorlalți nu sunt anunțate. Domnul Voronin parcă a zis că el o să boicoteze, dar așa, foarte soft. Da? Noi nu știm cât o să boicoteze, cum, care o să voteze contra, care dintre lideri politici o să-și anunțe votanții să meargă să voteze contra. E un exercițiu în mod clar forțat, în mod clar necoordonat, în mod clar fără expertiză sociologică adecvată și care tind să dau vot de încredere oamenilor. Eu personal cred că e inutil. Având în vedere că deja
Moldova este angrenată în negocierile legate de UE și așa mai departe. Adică, sau și dacă vrei, acest referendum mi se pare o chestiune de, și de eleganță și de democrație, să-l faci eventual când ai terminat negocierile de aderare sau, nu știu, oricând altcândva, dar nu într-o zi în care tu încerci în mod clar să tragi dividende politice din treaba asta. Dar nu credeți că există un risc prea mare pentru o lovitură foarte puternică în PAS și Maia Sandu dacă mâine, poi mâine, ei recunosc că s-au cam grăbit și anulează sau amână acest plebiscit? La câte concursuri au amânat ei și anulat și așa mai departe, asta deja devine... brandul de incompetență s-a lipit foarte tare, dacă vă aduceți aminte, chiar din primele luni de guvernare la ei. Așa că nu cred că asta... singurul lucru care poate zdruncina electoratul PAS-ului să migreze e construcția unei unor forțe de alternativă. Dar pentru asta ei așteaptă în primul rând constanță și așteaptă o anumită conduită. Iar asta, deocamdată, forțele de opoziție de centru-dreapta nu le oferă. Uitați-vă și la alte formațiuni, dacă mergeți mai spre stânga, câte scandaluri și câte bătălii interne au loc. Dar votul ăsta prin poștă, el deja e clar, pentru că în prima lectură, cel puțin în prima lectură, a fost votat. Eu vă întreb și prin prisma experienței de la București, că avem și acolo vot prin corespondență. Evident, opoziția acuză că ceva vrea, se pregătește. Logic, guvernarea spune că nu se pregătește nimic, doar testăm cu efect juridic. Ar putea influența ceva acolo din state, voturile alea din Statele Unite și Canada? Păi, Statele Unite și Canada au rămas singurele arii cu voturi majoritare pentru PAS și Maia Sandu. Iată, aveți răspunsul. Mie personal mi se pare absolut incredibil să pilotezi ceva și să aibă efect juridic. Adică, ok, pilotează. Nu văd nicio problemă în asta. Dar cum acea pilotare să aibă efect juridic? Și de ce să nu dai voie și celor din Italia, care tot au distanțe mari, sau din Rusia, sau din oriunde, de pe Australia? Ce să nu le dai voie să voteze și ei prin corespondență și să pilotezi? Adică tot cu stadiu de pilot. Dar adică, la București... Care-i diferența între, nu știu, 15.000 de voturi care vor însemna 1% și 40.000 de voturi cât se vor strânge prin corespondență și din restul? Pentru că procedura nu e așa simplă. De fapt, nici pentru votant. Așa cum se va derula ea. Dar apoi, legat de plicuri, de cine desface plicurile, cine le cară și așa mai departe. Am putea intra în tot felul de discuții legate de proiectul ăsta, cum s-a discutat și anterior în alte regimuri politice. Poate îl întrebați pe domnul Ghimpu cum au fost unele ședințe pe tema votului prin corespondență. Pentru că asta vine pe fondul unui proiect care... De fapt, a fost un început de elaborare cu mai mulți ani în urmă. Eu istoria asta o cunosc. Dacă nu greșesc, liberalii, fiind atunci la guvernare în una dintre alianțe, a venit cu respectiva idee să voteze prin corespondență, doar că atunci când s-a aflat că Poșta Moldova este controlată de un partener care e concurent, s-a oprit. Da. Asta spune tare mult. Dar la București este votul ăsta sau nu sunteți la... Adică se utilizează masiv la alegeri? Da, nu se utilizează masiv. Votul diasporei e foarte consistent în România. Mă rog, legat de alegerile din România. Gândiți-vă că toate procedurile astea, chiar și pentru români și pentru alții, noi nu avem o experiență democratică de 200 de ani ca în SUA sau trebuie să te înregistrezi, trebuie un anumit nivel și de competență legată de computer, în primul rând, și de utilizarea internetului și așa mai departe.
Nu e așa de simplu, dar treaba cu breșele de securitate și de manevrare a plicurilor și așa mai departe, după aia o să fie foarte greu să dovedești că ăla e pixul cu care s-a votat în Miami sau mai știu eu pe unde, în Canada. Dar o să vedem, până la urmă o să știm măcar cifre, măcar număr de voturi exprimate prin așa modalitate și o să vedem impactul voturilor exprimate în Canada și SUA. Dar vă spun cu certitudine că în Europa nu există asemenea suport ca și în Canada și SUA. Da, asta spune mult. Domnul Petruți, continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Petruți, avem acum și alegeri în Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European. În primul rând, dumneavoastră, așa, ca un observator profesionist, ce credeți că ne așteaptă? Și doi, dacă ar putea influența cumva rezultatele următoarelor alegeri și de la Chișinău, dacă peneliștii și pesediștii care tare mă iubesc pe cei de la noi, nu vor avea un rezultat foarte strălucit. În primul rând, la nivelul Uniunii Europene, cred că raportul de forțe se va păstra, cel puțin așa arată analize și rapoarte făcute, chiar dacă raportul de forțe se va schimba în mai multe țări, inclusiv în România, dar și în alte țări în care partide naționaliste, extremiste și tot felul de astfel de curente vor crește, probabil în unele locuri chiar substanțial. Dar, în principiu, cred că raportul de forțe se va menține cu o majoritate cam cum e și acum, ba mai mult, am văzut anunțuri legate de viitoarea conducere la Bruxelles, care, în linii mari, își păstrează cam aceleași nume. Aici, sigur că e interesant interesul PSD-ului și a PNL-ului pentru cum se vor desfășura alegerile aici, mai ales după anunțarea coaliției. Vor merge împreună aceste două formațiuni. Într-un fel e bine pentru ei, pentru că nu-și canibalizează votanții. Dar e de urmărit în România pe alegerile, chiar și pe alegerile europarlamentare, va fi de urmărit scorul pentru AUR. Am văzut acțiuni făcute aici și de USR și alte uniuni de partide care încearcă să-și facă vizibilitate aici. Vor fi mai multe secții, cred că, deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, cetățenii cu drept de vot în România, probabil vom avea o creștere, poate ceva de fără și probabil 50% din voturile exprimate anterior. Cum vor influența? Nu cred că vor avea, cel puțin alegerile europarlamentare, nu cred că vor avea un impact legat de ce va fi aici. Mai degrabă, cred că lucrurile se vor reconfigura într-o anumită măsură după alegerile prezidențiale, care vor fi importante și cele din România, dar și cele din SUA. Dar unirea asta dintre PSD și PNL la București a avut loc de frica aurului? Vedeți, aurul e un fenomen, cel puțin din punct de vedere sociologic, electoral, foarte interesant. Dacă ne uităm în urmă cum au apărut ei cu acele rețele de tineri ortodoxi, cu rezultatul, primul lor rezultat a fost foarte surprinzător, chiar și multe din sondaje nici nu l-au prins, pentru că a fost un efect în primul rând de diasporă și apoi cu rețelele astea foarte specifice cu care au lucrat ei, greu. Doar ultimele sondaje i-au prins peste prag.
și au avut un debut de ăsta furtunos și oarecum surprinzător. Apoi, dacă ne uităm la ei, trebuie să recunoaștem un anumit nivel de abilitate politică. Foarte interesant, pentru că toate temele cumva au pândit toate temele suculente, ca să zic așa, pe care puteau să atragă rapid votanți. În pandemie, spre exemplu, au mers repede pe curentul drepturilor, al libertăților care li sunt călcate oamenilor și imediat au captat acel curent. După referendumul din România legat de familia tradițională, imediat au sărit pe tema respectivă. Pe tema războiului din Ucraina, foarte interesant, ei nu au avut totuși o poziție pro-rusă, dar au ocupat aria în care au început treptat să critique Ucraina pentru măsuri, pentru ce au făcut în trecut și așa mai departe. Un joc politic foarte abil l-au făcut în raport cu USR-ul când s-a scindat alianța cu ei, imediat. Deci orice felie, orice segment de electorat rămâne liber cu elemente doctrinare și cu chestiunea asta cu naționalism un pic, cu mai multe, dar un element de conduită care i-a diferențiat și diferențiază foarte tare e curajul. Vedeți că toți de acolo, începând cu George Simion, tot timpul sunt în live-uri, tot timpul arată, tot timpul dau senzația că sunt mult mai sincer, mult mai deschis și mult mai transparent ca ceilalți. Și ultima temă mare luată de ei, care tot trebuie luată în considerare, e curentul eurosceptic din România. Iată că odată ce listăm doar aceste câteva elemente importante, ne dăm seama că avem de-a face cu o formațiune politică care nu e la 2-3%. Dimpotrivă, a crescut semnificativ în sondaje. Și atunci, sigur, lucrurile astea se știu și de către PSD și PNL și formula de guvernare și pe timpul pandemiei, ați văzut că a fost destul de inteligent aleasă. România a trecut destul de bine, mai ales din punct de vedere economic, prin pandemie. Probabil acum speranța e că această coaliție împreună probabil și cu UDMR-ul și cu alte mici voturi de la grupurile etnice, probabil să facă o altă majoritate și care după aceea să vadă cum încadrează acest aur ca să nu-i mai permită în continuare creșterea. Aici aurul nu a rupt gura târgului nici la alegerile precedente, unde se așteptau nu știu ce rezultate, până la urmă au luat 0, nu cred că interesul lor legat de, din informațiile mele, structurile lor aici și cu domnul Volosati și așa mai departe au fost destule fluctuații și nu cred că ei vor fi o forță aici. În schimb, PNL și PSD probabil vor încerca să-și adjudece un loc de senator, probabil, pe baza votului din diasporă și pe baza multor voturi care vor fi exprimate aici. Și atunci, dacă acest aur la Chișinău nu reprezintă un pericol electoral, ce-s cu interzicerile astea în continuare pentru George Simion? Ori când era interzis pe vremea lui Igor Dodon sau Renato sau Vladimir Plahotniuc, e una, înțelegeam. Că pe atât stat capturat, bandiți, răi, dar acum... Eu cred că în perioada respectivă, până la urmă, până la un punct, conduita lui George Simion legată de promovarea unionismului și așa, era o chestiune convenabilă și forțelor politice de aici. După care s-au trecut anumite linii roșii și s-a ajuns de comun acord, inclusiv cu autoritățile din România, legate de interzicerea. Și, într-adevăr, interzicerea a fost pe timpul lui Plahotniuc.
Iar apoi nu știm, nu vedem probele și așa mai departe. Domnul Ciolacu a spus că el a văzut probele instituțiilor din Republica Moldova, pe baza cărora s-a luat o astfel de decizie. Da? După părerea mea, e o sperietoare mult prea mare în raport cu ce se întâmplă real aici în teritoriu și cu intențiile de vot pentru AUR. Dar noi la Chișinău avem partide similare AUR-ului. Nu găsesc similitudini. Da, sunt numite așa. Nici în modul de acțiune, nici în modul de organizare. Ei totuși au structurile lor, au oameni importanți care îi ajută, inclusiv consultanțe, inclusiv resurse. Nu văd similarități cu vreo formațiune de aici. Cine e următorul președinte al României, în opinia dumneavoastră? Sau cel puțin din ceea ce vedeți la ora actuală? Dacă experimentul ăsta, coaliția asta va funcționa, eu cred că va fi probabil un exponent al acestei coaliții, probabil actualul premier. Mi s-ar părea logic. Dacă se ajunge la alte formule în care voturile se împart și se așa, cred că și domnul Mircea Geoană va intra în calcule. Dar domnul Mircea Geoană neapărat trebuie să candideze din partea unui partid sau partea și independență? Nu, el, cred că el independent, dar probabil ar fi mult mai bine pentru domnia sa să aibă suportul unor partide, dar nu cred că partidele astea mari îi vor acorda suportul necesar. Domnul Petruțe, noi am vorbit despre Republica Moldova, despre România, noi suntem în anul 2024. Dacă să vă uitați la Republica Moldova prin comparație cu ceea ce a ajuns deja România, iată, deja e și în zona Schengen, Republica Moldova în ce an se află astăzi raportat la perioada de creștere a României? Cam cu cel puțin 15 ani în urmă. Cel puțin. Adică 2010? Poate cu perioada de început imediat după aderarea României, 2007. Suntem foarte, foarte, foarte departe. Și nu numai economic, și încă o dată. Problema e că direcția noi, adică noi degeaba notăm bine și ne antrenăm și vrem și așa mai departe, pentru că dacă nu noți în direcția corectă, nu te apropii nici de cum de rezultat. Și degradările sau evoluțiile, foarte mulți din factorii politici, decizionali, se fac că nu văd anumite lucruri și anumite evoluții. Și asta o să ne coste. O să ne coste ani și ani de muncă și ani și ani de decalaje. Luați orice vreți să comparați cu România. Uitați-vă care e diferența între salariu mediu și o să vedeți că an de an acest raport e în dezavantajul Republicii Moldova. Dar dumneavoastră, a salariaților de aici. Sunteți aici din 2001, așa-i? 2004. 4. Mi-ați vreodată să înțeles populația de aici, de ce suntem atât de divizați? Unii zic română, alții zic moldovenească. Unii zic UE, alții spun că în est. Unii spun că limba noastră e o comară, alții spun deșteaptă români. Sigur că am înțeles și înțeleg. Asta e ordinul de serviciu. Republica Moldova trebuia și a trebuit să fie zonă tampon, zonă în care să se experimenteze diverse și așa mai departe. Nu avem altă, încă o dată, noi nu, cum se așteaptă unii, că gata, ăia 40% care îl susțin pe Putin, luăm buretele și îi ștergem. Nu îi ștergem. Vom trăi cu ei, cu copiilor și mai departe. Ei fac parte din Republica Moldova. În fiecare zi. S-a angajat în instituții, în produc și așa mai departe. Lucrează la școală, sunt profesori.
transmit valori copiilor noștri. Toți acești oameni fac parte din această ecuație și trebuie găsite soluții de conviețuire și de... Iar, încă o dată, dacă deciziile pe care le luăm, ar zice, toți, dacă ciclu după ciclu ne plasează într-o zonă gri și nu învățăm nimic din asta, așa și mergem mai departe. De ce credeți dumneavoastră despre mesajele de unire cu România lansate de anumiți, de unii politicieni de la Chișinău care se declară Partidul Unionist și pledează pentru această cauză? Eu v-am mai spus și la emisiunea anterioară, eu cred că la modul real ne depărtăm tot mai mult de o astfel de situație faptică. Și ecuația politică regională și războiul din Ucraina și factorul politic din România și de aici mai ales. Suntem tot mai departe de lucrul ăsta. Dar credeți că chiar dacă generațiile și procentul ăsta de suport din perspectiva populației, el crește. Și populațiile tinere vor fi... Curentul ăsta va crește. Lent, dar va crește. Numai că asta e doar una din componentele necesare pentru un astfel de pas. Și pentru aceste generații noi, le va fi clar că e mai ușor să migreze decât să aștepte această unire. Din păcate, ăsta e un alt fenomen extrem, extrem de grav și căruia nu îi se acordă importanța necesară. Migrația, de altfel, lucru dovedit și statistic de BNS. Migrația în acești ani e mai mare decât în celelalte regimuri politice. De asta poate duce la ce, această depopulare? Păi, ce să ducă? Spuneți că nu se discute despre asta și de asta vă întreb. Păi, efectele, în primul rând, economice, sunt teribile și acum. Uitați-vă numai câte companii caută angajați. Deja, indiferent ce sume oferi, angajați, nu, îi furăm unii de la alții și îi plimbăm din coace în coace. Dar masa de forță de muncă, ea, de fapt, scade. Și povara pe care o punem pe fiecare angajat de a plăti pensiile, deja raportul între numărul de pensionari și numărul celor care lucrează, nu e îngrijorător, uitați-vă la facultățile pedagogice, câți studenți au și trebuie să vă întrebați peste câțiva ani ce profesori o să aibă copiii dumneavoastră la română, la matematică, la fizică. Ați văzut câți studenți sunt în facultatea de fizică în toți anii la un loc? 11 parcă sau ceva. Văzusem un material jurnalistic pe tema asta. Dar România s-a confruntat vreodată cu acest fenomen? România se confruntă. Sunt câteva milioane de români plecați și e o problemă teribilă cu forța de muncă. Sigur, nu neapărat în orașe mari ca București, Timișoara, Constanța, Oradea și Cluj. Dar afaceri și firme și instituții și așa mai departe există peste tot. Iar dacă ai 2-3 milioane care îți plecați și îți pleacă tocmai populația activă, forța de muncă, degeaba ajungi să plătești, ajungi, oricum nu poți concura la un moment dat, oricum nu poți concura cu un salariu din Elveția sau Germania sau, da? Și apoi să-i aduci înapoi e foarte complicat. Îți trebuie foarte mult timp cu politici foarte bune și dincolo de migrație, problema majoră e lipsa de politici sociale adecvate, pentru că o parte importantă de migrație, mai ales anii aceștia, se leagă de lipsa perspectivelor privința serviciilor sociale. Dar în România... Te muți cu copiii în România și îi dai la grădiniță și la școală, pentru că acolo sistemul e altul sau... Mă rog, sau dacă îți permiți, mergi mai departe de România. Uitați-vă pe numărul de studenți la facultăți și mai departe. Din clase, am atâția cunoscuți care, din clase de liceu, 80-90% pleacă.
nici măcar nu îți trec prin sistemul educațional superior din Republica Moldova. Dar în România nu se atestă totuși un fenomen de revenire treptată acasă? Se atestă, dar el, încă o dată, a fost corelat cu, cu măsuri, cu politici foarte puternice. În momentul ăsta, un medic în România câștigă 1000 de euro salariu lunar. Mii, rețineți, 1000 de euro. Și atunci, sigur că România beneficiază de o parte din medici din Republica Moldova, care migrează de la salariu de aici la un salariu mult mai, mult mai bun. E adevărat, el nu câștigă 8.000 sau 10.000 sau 12.000 de euro lunar. Dar oricum, un medic are un salariu mai mult decât decent în România pentru costurile vieții din România. De asta trebuie, încă o dată, măsuri politici și trebuie să le iei pe foarte multe domenii și sunt foarte costisitoare. După o zis că o să ne dea banii europene, partenerii, za granița n-am pomožat, știți expresia asta din Iosif Petrov? Ne bazăm foarte mult pe treaba asta cu mâna întinsă și de la un moment dat nici, ok, stai cu mâna întinsă, primești și bani, dar nu prea o să poți face mare lucru cu ei, pentru că forța de muncă nu-i. Uitați-vă în sate, noi în atâtea studii, oameni care caută să își angajeze, să lucreze cu ziua, să asta, să măture strada, să... Nu sunt. Haideți să încheiem aproape cu ceea ce am început. Totuși, noi până la parlamentare, adică până se schimbă puterea, dacă se schimbă puterea, avem un an și un pic. De ce nu faceți dumneavoastră nici sondaje de astea care să placă celor de sus? Și o să meargă business-ul mai departe, nimeni nu o să rezilieze contracte cu dumneavoastră. Da, mi s-a sugerat formula respectivă și nu doar acum, ci și cu mai mulți ani în urmă, în diferite etape. Eu nu am, cum să spun, eu nu am lucrat în 10 locuri, eu nu am 3 profesii, eu sunt sociolog și după ce am terminat facultatea, singurul loc unde am lucrat a fost IMAS. Eu nu voi face altceva, asta e pasiunea mea, asta e munca mea, e mare parte din viața mea și nu mi-o schimb, indiferent cine și ce actor politic și ce și-au permis să spună legat de munca noastră. Și vin alegerile și o să vedeți încă o dată ce cifre se confirmă. Nu facem compromisuri nici pentru actori politici, nici pentru ONG-uri, nici pentru branduri, nu știu de care și așa mai departe. Să știți că solicitări de felul ăsta sunt nu doar legate de mediul politic. Sunt destui care au nevoie de cifre favorabile și așa mai departe. Noi suntem cam de modă veche. Noi trebuie să muncim, să nu știu ce. Cine vrea rezultate de astea scrise, în 2 zile sunt companii care le desenează, le scriu tot ce vor ei. Noi pur și simplu nu suntem genul ăla de companie. Și nici nu o să fim vreodată atâta timp cât eu conduc compania IMAS. Mai mult decât atât, noi nu participăm la tendere aici, nu vrem să încurcăm pe nimeni, iar nu facem lucrul ăsta de 15 ani, nu participăm la licitații și așa mai departe. Toată piața e liberă pentru ceilalți competitori și cu toate astea vă garantez că agenda noastră de solicitări și de muncă e foarte aglomerată. Și cine vine la noi și ne caută știe pentru ce ne caută. Și chiar și politicieni, la un moment dat și eu am întrebat într-o anumită perioadă care-i sensul pentru care plătiți și așa mai departe, dacă oricum nu țineți cont și răspunsul pe care mi l-a dat cel domn politician rămâne, cred că, valabil și în ziua de azi. Dar noi trebuie să știm și adevărul. Dar dumneavoastră, muncind atâția ani cu acești politicieni, i-ați înțeles în contextul acestor presiuni care se... Nu vorbim despre actuale, vorbim despre general, presiuni asupra companiei dumneavoastră. I-ați înțeles pe politicieni ce îi schimbă pe ei atunci când ajung sus și atunci consideră că mai mult jos nu vor fi niciodată, tocmai de asta își permit anumite derapaje?
Eu am un pic alt punct de vedere. Eu cred că în momentul când ajung acolo sus, ei de fapt nu se schimbă, nu se schimbă. Ei de fapt nu reușesc să se schimbe și nu reușesc să înțeleagă în proporțiile necesare că administrarea puterii e cu totul altceva decât a fi în opoziție, lucru valabil și pentru cei de acum, dar și pentru cei cu care am colaborat în trecut. Pentru că colaborările au fost și cu stânga, și cu centru, și cu dreapta, cu exponenți foarte, foarte diferiți. Și nu înțeleg, în măsura în care ar trebui, că treaba asta cu administrarea puterii nu e business și când tragi linia, nu e matematica economică și nu e... E ceva mult mai complex și care nu neapărat înseamnă că tu trebuie să rămâi cu nu știu ce sume și cu bani în cont. E foarte mult despre percepții și e foarte mult despre ce simt oamenii. De-a lung în experiența asta de 20 și ceva de ani, aș putea spune că proporțiile au fost foarte diferite, de la 2% până la vreo 4%, 40% cunoștințe aplicate pe baza expertizei pe care o avem, inclusiv în campanii electorale și așa mai departe. Deci lucrurile, fiecare actor politic a fost foarte diferit. De la a contesta, pur și simplu, munca unei companii sociologice și expertiza de felul ăsta, până la a integra foarte mult, a gândi proiecte, a gândi lucruri pe un an înainte și așa mai departe. Adică fiecare s-a raportat diferit la tipul ăsta de expertiză. Dar ceea ce se întâmplă acum nu e o surpriză. Noi ne-am pregătit pentru lucrul ăsta. Știam că așa va fi. Știam plus minus și ce urmează. Dar cei care v-au sunat și au zis că nu mai vor să fie prieteni cu dumneavoastră, le-ați explicat că, băieți, vă înțelegeți în ce vă implicați, că este un joc politic? Comanditarul pe proiectul care a fost anulat și-a exprimat toate aprecierile pe linie profesională vis-a-vis de noi. Noi înțelegem foarte bine, nu toți pot rezista la presiuni și la intervenții de așa natură. Și de asta vă spun, noi am tratat situația foarte profi. E un contract, până la urmă, oricine are dreptul să-l rezilieze, indiferent de motive. Sunt clauze, sunt daune care se plătesc și mergem mai departe. Dar asta, sigur, e o latură a problemei, restul țin de niște semnale care sunt foarte clare. Și nu e nici primul și sunt convins că nu va fi nici ultimul. O să vedem în luna mai. Pentru luna mai pregătiți următorul sondaj? Da. Doamnă Doru Petruțiu, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și de pe acum vă spun că vă invit la emisiunea noastră în luna mai. Imediat după ce apare sondajul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.